Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să dezactivezi opțiunea de 6 euro de la Telecom. Dacă data trecută te-am învățat cum să activezi, de data asta o să te învăț cum să dezactivezi opțiunea de 6 euro în rețeaua Telecom România. Nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel unde să bifezi opțiunea toate. Ca să dezactivăm această opțiune pentru a nu se reactiva automat în momentul în care noi ne reîncărcăm contul și nu vrem să activăm această opțiune, vom apela la steluțul ăsta diez. Iar apoi vom apăsa tasta 4, opțiuni cartelă. După apăsăm tasta 1, opțiuni voce, da? Și apoi vom da trimite. Iar după apăsăm tasta 3, dezactivare, opțiuni voce, da? Ne spune că ai solicitat dezactivarea opțiunii mobil nelimitat 6, da? O să apăsăm tasta 1 și dăm continuă. Și ne spune că solicitând dezactivarea opțiunii nu se va mai reactiva automat pe contul tău, chiar dacă ai suficient credit pe cont, da? O să apăsăm tasta 1 și dăm trimite pentru a confirma. Și ne spune că cererea ta a fost înregistrată, vei primi un SMS de confirmare. Cum bine am și observat noi, SMS-ul deja l-am primit. Hai să vedem ceea ce ne scrie cei de la Telecom România. Ne spune că cererea ta a fost procesată, opțiunea mobil nelimitat 6 nu se va mai reactiva automat pe cont, conform cererii tale, ne spun cei de la Telecom, da? Cam atât a fost și cu acest clip, cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple, nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!